Dacă vrei să ai parte de jocuri la super prețuri, nu uita să verifici primul link de descriere, să intri pe NBA. Aici găsești joculețe pe toate platformele, mai ieftine decât pe alte platforme. Și dacă vrei să îți cumperi orice haină, încălțăminte, nu uita să intri pe Sport Select. Site-ul este din România și dacă folosești codul LCT primești o reducere de 7% la absolut toate produsele și ai și livrare gratuită în maxim 48 de ore. Hai, vă pup! Fals! Salut! Fals, voiam să... Păi oricum tu îți fals, Miro, pentru că ești un fals. Salut și bine m-am găsit la un nominat episod. Eu sunt Dan Directorat, alături de prietenul meu cel mai bun steț, că și eu sunt fals. Monolog. Și eu sunt fals, fals. Ce zici, mă? Monolog. Monolog? Da. Voi să zici omolog. Omolog. Da, tot aia, nu-i așa? Ce de reacție? Băi, cu o literă, două în plus. Da, astăzi facem reacție la... Nu mă auzi? Salut, da, tu nu mă auzi? A, lasă-mă cu vrăjeala asta proasta ta. Ce juri? Ia. Mă jur, te auzi? Bine, hai să ne uităm la TikTok. Mi-a trebuit să stai iar TikTok-ul, hai să vedem ce n-ai bă aici. Așa. Who just said that? What? Who just said that? Ăștia făceau mișto de ea, nu? Și da, să ne dea femei, nu? Da. Bă, dar unul dintre ei ăla de stânga leșină, nu mai putea. Da. Păi când auzi? Dar pe tău era el? As you can see, I'm getting robbed. Aye, na. The only way to survive this, yeah, is to act like a fed. Like a fed. Hello, PC Monkwe. We have five. You man, he's a fed. He's going to come. The fools have fell for it. Okay. If you are lucky, please whilst the fools are running, one of them will fall down. This one is what we call a sacrificial lamb. He wants to rob me. No! As you can see, da, eu prima oară ce crezi că face că scoate curoașul putecur. Sincer, eu așa crezui. Nu înțeleg. Gânduri mordai. Nu mă întreba. Se vede, bă, că se men cu fractul ăla. Nu mă întreba de ce mă gândit la așa ceva, dar ăsta a fost primul lucru care mi-a venit minte. Adică ăsta părea genul, nu știu de ce. Ia uzi. Măi, și că Dumnezeu știa că mă face prea puternic dacă știam să-mi tai unghiile. E, știa și el. Aoleo. Imogen, suntem deja pe live. 18.000 de oameni se uită la noi în acest moment. Sunt curios dacă Imogen și oamenii care au fost acolo au primit și ei ceva pentru evenimentul ăsta caritabil sau care obicei. Caritabil, doamne, că nici măcar nu e caritabil, scuze că nu e caritabil, este de promovare la bici. E caritabil? E și caritabil, da. Da? Caritabil. Bă, ce-i merge mintea rușirii la prostii, ce n-am văzut. Bă, adică promovează bici plizul. Da, prin intermediul unui veș caritabil, pentru că dacă n-ar fi fost caritabil, n-ar fi putut să-i aducă pe oameni acolo pe gratis. Asta ar fi însemnat să bagem una în buzunar și cu toții știm că e zgârcit. Adică cel puțin mie așa-mi pare, că e zgârcit. Nu știu. Iubita mea mi-a spus, bă, stai bă, iubitule, cred că ești un pedofil. Eu i-am răspuns, astea sunt cuvinte... cam mari pentru o feriuță, da. Sunteți la ce te uiți tu? La fața asta. Păi lasă, dar cum ți-a părut așa ceva? Nu. Da, nu. Tatăl meu a construit un orfelinat. Zici și... Tartal? Super. Tatăl meu a construit un orfelinat și... Super. Tatăl meu m-a dat la orfelinat. Probabil la orfelinatul... tatălui tău. Bună asta. Bună. Când dai 4 mers și cauți singur probleme.
Pe bune. Aoleo. Pe bune. Bă, să te dă mai mult la leu, ești nebun. Că sunt unii oameni care chiar asta fac. Adică bea și după ce bea, îi apucă, îi apucă... Mai... Oh. Bă! Îi apucă să fie Van Damme. Da, da, da. Ce vrei, bă, alcool? Bă, stai, eu niciodată n-am înțeles, bă. Bă, eu dacă beau, eu sunt foarte vesel, bă, sunt fericit, toată lumea e prietena mea. Eu nu știu cum oamenii când bea pot să fie nervoși și agresivi, că bă, așa și eu la fel sunt prietenos rău de tot, să ori mă-i asum. Da, gen, chiar nu înțeleg de ce în momentele alea în care te simți atât de bine și ăștia, să zic așa, că sunt anumite lucruri care sunt amplificate, dispare rușinea, dispare o grămadă de chestii, de ce alegi să fii violent în momentele alea când poți să te distrezi? Asta n-am înțeles. Chiar nu înțeleg. Păi, cred că e indirectă. Păi, probabil, da. Adică, din punctul meu de vedere, care... Vezi că n-am văzut TikTok-ul ăsta, ce faci? Care nu sunt o persoană agresivă, nu mi se pare... Sunet. Cu sunet, iartă-mă. Unde e, mă, peștele ăsta? Unde e, mă? Stai, mă, că te nec. Stai, mă, așa. Unde e? Bă, lăneacă, bă. N-are cum să nece peștele ăsta. Bă, da, bă, lăneacă în apă, nu vezi. Stai, mă, de gură. Lănești, gata. Unde e, mă? Unde e, mă, peștele? Unde o fi, mă, peștele ăla? Bă, dacă de mare... Dar nu vrea să vorbească, vezi? Cât de mare era bibanul ăsta, dar lăm măsa. Da, bă. Hai, da, mai. Colegul tău și vă dă radical din bentoniera asta. Ăsta cred că a fost cu direcție, stai, când l-ai văzut, ai cam simțit, este? Lasă-mă, bă, în pace. Te-ai cam simțit, este? Lasă-mă, bă, nu mă duc în Germania la betoane, nu mă. Te duc eu dacă vrei, în Craiova la betoane. Nu. Dacă îți faci acolo șoarmerie mare, eu vin să muncesc. Bine. Poți învinge, trezește-te și cereți scuze. Sucuze. Bună dimineața! Am făcut puțin cărtor. Că trebuie să ies copilul afară, că nici mie nu mi-a fost milă de măsa când nu încea să-i dau mai încet. What the fuck? No. Ce, mă? Tu știi, e greșit. Adică, gen, adică filmezi copilul și spui că nu vă fie milă de mine când mă vedeți cu copilul afară. Dar de ce ar fi cuiva milă de tine că ești cu copilul pe afară? Adică... Eu știu, la domniță poate că nu e singur. Habar n-am. Nu știu. Eu n-am auzit pe niciuna să-i fie milă de mine că mă vede singur cu domnii pe stradă. Dacă vă e să-mi spuneți, vă rog, să mă simt și eu bine ca băiatul ăsta de Cilișea, da. Ce e mic, roșu și se tăvălește prin zăpadă. Moș Crăciun lovit în coaie. What the fuck? De unde a venit asta? De la bubuța asta, nu vezi? De are niciun sens. Adică n-am văzut-o venind. Deci nu. Ce e mic, roșu și se tăvălește prin zăpadă. Moș Crăciun lovit în coaie. De unde venim? Cine suntem, de unde venim și unde ne ducem? Nu știu. Ma. Nutella. Ia ce frumos o făcură fraierii ăștia. Bă, stai că pe asta cred că mi-au copyright. Bai de mine cât de mișto e. Vreau și cu cine să fac asta? Lasă că o fac și singur acum, arată, ești prost? Da, nu e la fel, bă. Da, și mă, de gură, că aș mânca-o toată. și din contra, aș vrea să fiu sigur să nu o împart. Uite așa. De ce, bă, să mănânce? Diabet, de ce să... Eu te nu fac dintr-o dată diabet, bă. Ia, fac în ani. Fac de la cafea și nu faci tu de la un borcan de Nutella. Cum n-ai bani să faci diabet de la cafea? Da, diabet poate... de la cafea. Păi dacă bei cu zahăr, ca ghiolban. Păi de-aia cu normal că bei eu cu eu beau cafeaua fără zahăr. Amară minți. Ca viața. Nu, no, minți. Vorbesc serios. Minți. Bă, ești nebun? Bă, spune femeia acolo. Bă, ce ai, mă? Bă, eu așa cred. Nu! Eu beau cafea fără zahăr de ani de zile. Bă, deci trebuie când o beau fără zahăr. Nu-ți aduce plic. Dar eu mă gândesc că, bă, te cunoști cu ele, nu! Spun ele direct zahărul. Nu! Eu nu beau cafea cu zahăr. De să mor tu că tu nu bei cu zahăr. Da! Și eu am crezut bă, că spun domnițele alea zahăr. Nu! Acolo, ele îmi pun laptele decât. Oh. Beau cafea scurtă. Bă, nu, că lapte îmi pune și cu lapte. Da. Bine, înainte beam lungă cu lapte, dar acum am aflat un hack că cafeaua scurtă are, că, deci nu contează gen, să zicem că cafeaua scurtă are 30 de mililitri și cafeaua lungă are 60, îți dau exemplu. Așa. Cafeaua lungă are mai multă cofeină decât două cafele scurte, gen care ar face tot 60. Așa și unde vrei să ajungi? Vreau să ajung că mai puțină cofeină intră în organism dacă beau două cafele scurte decât dacă beau una lungă, deși ca și gramaj sunt la fel.
N-are niciun sens. Ba da, are, pentru că eu înainte beam două cafele lungi, una dimineața, una seara. Iar acum beau două cafele scurte, una dimineața, una seara. Da, bă, dar o bei mai rapid. Ce e asta? Păi nu, că trag de ea! Da, bravo! Păi da! El trage de cafea, dacă mai auzit așa ceva. Tataie, de ce ai mâna blocată așa? Aoleu! Mă prinsei! Păcănele! What the fuck? No, bun, mă! E grenada, scoți cuiu și arunci. Deci, pot grenada, pot cuiu, chiar arunc. Nu! Nu! Scoți cuiu și arunci. Ce n-ai voie asta, mă, măcar? Ce văzut ăsta? N-ai văzut? Nu. Băi, te toți pe geam, frumos, nu ți-i cuperi. N-am văzut. E și șoferul! Aaaa! Uite! Acum mă zui, bă, ești prost! Bă, dar nu-mi dădeam seama! Uite, who's driving? Vorbe serios că nu-mi dădeam seama prima oară, ești nebun! Bă, vezi că ultimul secară de tot acolo avem batere pe deci de difuz. Da, da. Bine, mă, ești bun de tot. Eram sigur. Eram sigur, dar ce că bine, mă, ești bun rău de tot. Padarame. Da, ci că bine mă ești bun rău de tot. Și am văzut. Bă, și chiar se mai întâmplă. Sunt cu domn profesor de matematică aici, să spună și el că am fost la școală. Eu am fost cu Vintiu, am fost la școală, eu n-am fost fraier. Pula mătă, Mucano. 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 Situația, what? Vreau să cumpăr o piscină vara asta. Păi, așa e bun. Cereale în Nesu, rămas în castronul, mă. Ce, se camuflează ăștia, uite-te la ei, bă. Da, bă, ce-i? Chilioșii. Șoferul. Vă asta 150 lei de pe aplicație? Ce 50 de lei, mă? 50 lei? 50 lei, mă, poate, mă. Pe așa scria, domnul. Bolt, mă. Cel mai bun? Cel mai bun Bolt pe România, mă. Urcă-mă în cabină, mă. Hai că urc. În cabină, what the fuck? Unde vrei să mergem, mă? Păi la mare aș vrea, domnul, că e cald rău de tot. La mare? La mare. La mare cântă Travis Scott, mă, fratele meu, mă. E viața mea, mă. La Beach Please, dacă știi, mă. Ce ți-a plăcut ăsta? Păi tu nu știi personajul, mă. Nu, nu știu personajul. 50 lei e un personaj făcut de Imogen pe 5M. Aaa, 50 lei. Și ăsta îl face gen în realitate. Aaa, am înțeles. Aaa, ok. Electric Cars, ce zice ăsta, mă? Faster. Yes, a microwave is faster than a grill. But how does the food taste? Am văzut ce ați făcut acolo, măi băieți, măi. Ia spune-mi și mie. Are adevărat și mașina electrică nici nu face poc-poc. Of. Și nu s-aude. Și nu. Of. Când Ciuca își află că bei Ursus. Ce, mă, mușcă? Ce-i face? Dă cu coarnele. Bă, are coarne? Da. Stai că vezi acum. Uite. Da. Cică, bă, salvați-mă. Salvați-mă, bă. Dar nu lasă, mă, nu lasă. Bă. Dar de ce i s-a pus patul pe el? Băi, bă, bă, asta pula mea pe mine. Cine să-l ia? Zici că era câinele cuiva și era unul pe margine. Ia-l, dă-i. Dă-i cu cornul. Ia-l pe ăsta. Ia-l pe ăsta. Bă, te-așa dintr-o dată. Bă, o muză care are un strigăt așa, nu știu, speriat. Bă. Relația perfectă nu există. N-am uia să joacă la păcănele. Nu, el ia, na. Da. Ei, nebună, asta nu mă așteptam. A avut și a 15 roturi gratuite. Eh. Ce, mă? E copyright muzică. Tu vezi că maimuțele alea care răscrini? Da, am văzut. Bă, du-te în aibii. Dar ce concret e asta, mâncați-și? Perfect, cu noul meu statut de pieton. O mașină pe care... Ai vrea, domnul meu, de asta? Nu știu, o mașină care locuie de 4 turbo, care dezvoltă 497... Asta e din clipul lui Shelly, mă? Da. De când faci asta prezentări la mașini, Shelly, mă? Bă, se mai laudă și el așa, știi? Asta e altceva.
Deci îi bag pe toți ăștia să moară. Deci dacă mai vine Bergeanu ăsta lângă mine, când eu îi dau un pumn, toate cu armele alea din cap, să și le bage în cur, urâtă nație de omeși. Și tu și femeile și voi ca bărbați. Ce are, mă, cu ei, mă? I s-a pus pe ei, mă. Dacă dai, dacă îi dau un pumn, ăsta doarme. Eu înțeleg, pace, pace, fotbalul unește națiuni, dar să nu țipi urechea mea pe ziua. Dar stai că nu mai am timp! Nu mai am timp! Bă, am văzut și eu cu ăsta. Ce zice ăsta, un fel de Fortnite, ce ăsta? Ia, dă-i pe mult. Am văzut jocul ăsta, bă, mi se pare că a trăit încă rău, dar am aflat după aia că gen l-au șters și că nu avea play. Eu zic că era panoramă rău dacă ne jucam jocul ăsta. Și te bați, gen. Da, și aveți caractere. E Caterinca, dar dacă n-a avut player l-au închis. Păi dacă n-a avut și e reclamă. Păi, ce să faci? Ia. It's all my years of gaming have told me this. Is that cat has a side quest for me? Bă, dar pe bune chiar arată mine. Da, 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 uite. Dar uite ce țanță și tăteai aici, nebuna. I like your hands, wanna see they can do? Aole. Ia uite, da. Bă, du-te, dracu. No, asta e și o zic în hehe. Bă, du-te, dracu. Bă, du-te, dracu. N-a cum să faci așa ceva, bă, du-te de aici. I'm a cheater. I didn't turn off my location. My phone just... No. Mamă, asta refuză, mi se pare. No. What the fuck? Au! Au! Bă! 6'5"? Yeah. Oh. She's 6'5", he's gotta be taller, you know? Are you going to sleep lonely tonight? Mamă, ce față are și ăsta. She's 6'5". Deci o mor că... Pretenții. Pretenții, da. Nu, bă, că sufletul contează. Bă, până la suflet... Trebuie să vezi ceva mâncați și gurat. Bă, bă, nu că-s răutăcios, dar bă, ăsta e adevărul, frate, adică... Dar știi care e chestia, bă, că n-are nimeni nimic cu tine, bă. Că fiecare, poate unii consideră despre mine, de exemplu, că sunt urât, că sunt prost, că sunt nu știu cum, că nu mă interesează. Că am și oglindă, îmi dau seama că nu sunt urât, nu pot să zic nici că sunt vreo frumusețe rară, dar nu sunt urât. Sunt undeva acolo. Da, supraviețuiesc și plus că la noi la bărbați trebuie să fie un pic mai frumos decât dracu. Mi-a zis mie bunica o vorbă, azi bărbatul trebuie să fie o leacă mai frumos decât dracu. Aia cam aia e. Sexul frumos, voi sunteți femeile, da? Deci voi trebuie să fiți alea frumoase. Noi, hai de capul nostru, noi mai facem o buză, o glumă, un hi-hi, ha-ha, vă place de noi și așa. E la voi altceva. Și nu o spun asta că vreau să fie o vreun vai de mine, că am ceva cu femeile sau că desconsider anumite femei. Nu, nu are nicio legătură. Pur și simplu, dar puii mei, frate, mie ca bărbat, o femeie de genul, de exemplu, îmi spune că n-are grijă absolut deloc de ea, că nu interesează ce bagă în corpul ei, că, gen, în afară de faptul că nu are grijă, dacă ea nu are grijă de ea, da, și ajunge în halul ăsta, cum aș putea avea eu o relație sănătoasă cu o fată de genul? Pentru că e clar că e ceva neregulă la ea. Adică nu poate nici să aibă o gândire corectă și sănătoasă, pentru că se vede pe ea că nu poate să aibă o gândire, nu poate să se abțină, nu poate să calculeze. Deci nu e o persoană calculată, nu e o persoană asumată, nu e o persoană, nu știu. Sunt multe lucruri care derivă dintr-un corp, de exemplu, obez, pentru că fata de aici, de exemplu, e obeză. Adică nu poți să zici că e grăsuță sau că nu, e obeză. Obez nu e o jignire. Gen, că sunt oameni care consideră că, nu știu, de exemplu, o persoană grasă, de exemplu, sau supraponderală, că dacă zici că e obez, e o jignire. Nu, obez e, de fapt, boala, obezitate, da? Deci e o boală, adică... Eu dacă zic că ești obez, nu trebuie că te jignesc. Și asta se poate trata. Bă, da, în principiu trebuie să te abții. Da. Hai, ce vrei, bă, dacă... Nu ne apucăm să vorbim, pentru că sunt sigur oameni care o să... Am vorbit aici a doua, ești nebun despre chestia asta. Nu neapărat, dar sunt oameni care interpretează, sunt oameni care se... Bine, la noi în România mai rar, dar prin afară chestia asta e foarte... Cum să zic eu, foarte... Body shaming, dar foarte sensibil subiectul ăsta. Ha, frate, nu trebuie să-mi impui mie, gen... Oamenii la bază nu suntem grași, da? Niciun om la bază nu e gras. Deci e clar că e o problemă dacă ești gras.
Adică, ce vrei să mă prefac că nu ești gras? Dacă ești gras, ești gras. Adică, ca și chestia asta, ca și chestia la trebuie să mă prefac că ești bărbat sau că ești femeie, dacă nu ești, n-am nicio problemă cu tine, vrei să fii femeie. Bine, dar nu mă faci pe mine să mă uit la tine să zic, ești femeie? Dacă nu ești! Ce bună ești! Dacă nu ești! No. The darkest Minecraft TikTok you'll ever see. Naaaaa! Ce-ai văzut asta? Alright, let's see what's in it. Oh, I'd rather get AIDS. Yo, wait, how did you even get in here? You thought you could give me blocky back shots without my permission? Aoleu, stai! Asta nu știu, oare merge asta pe YouTube? Ai, bag ăsta în cur? Da. Nu știu dacă merge pe YouTube. Ia să vă vorle ce iese și... Nu știu dacă tu știi asta. Bercea este garcea în timp ce pisica torcea. Bercea este garcea în timp ce pisica torcea. Este pe scaun la vocea și pe un pian el bocea. Dobrogea, Bercea e licea în timp ce e în Dobrogea. Este pe scaun la vocea cu pălăria lui Garcea. În timp ce prosopul sorcea și a devenit canapea. What the fuck is this? Vă care 34.000 de like-uri totuși. Uite-l pe băiatul meu. Ce? Vorbește Gami cu o gagică? Da. Bă, da, să uită, cred că era un pic ciupit, că să cam uită insistent la ea. Bă, pare să fie în club sau ceva. Da, e ciupit, după privire le iau. E ciupit 100%, iau. E ciupit, garantat, cum îi fugi ochiul ăla din stânga. Da, mă, păi, să prindă și el cu ea, se ducă la o domniță, da, nu? Da, foarte bine. Ia. Bă, da, căzu, bă. Na! Bă, adevărul e că ăsta ai luat mai mult să se ridice decât să-l ajute pe ăla. Pe bune, adică ăla ce are în coaie, mă, pusă jos, vreau să mă ridic la finalul meciului. Acum că tu veni și peste mine, stai, dracu, liniști, că nu mă ridic. Da-te cum e, uite ce se concentrează să-i facă poză. I want a boyfriend, but I don't give a fuck. There's no hacks, bro. Ăsta mă omoară, cum cheamă, Joe Gogan, cum cheamă, nu mai știu. Goggins. Vogin. E top pe mentalită. A băgat FIFA în loc de meciul României. Ce zice administrația incompetență pe zi nu a fost în stare să organizeze un eveniment? Ce că au băgat FIFA în loc, dar ăla de acolo nu mi se pare FIFA. Ați băgat FIFA! Bă, da, bă, e FIFA, dar nu-mi dau seama unde e. Da, e FIFA. Da, nu înțeleg ce vreau să fie asta. În Slatina. Da, n-am înțeles. Păi trebuia să bagi meci, bun. Ce n-ai pe asta? Corsă. Cred că muri ceva la asta, la mașină. Dar ce mașini sunt? BMW M5. Și ce vese? Tu să-i muri ceva, dar nu știu ce, se întâmplă ceva. A făcut tâc! Aoleu. Nu ți-ai copii, hai bă. Mi-e frică de domnițele ăștia. Da. Și veni mașina asta frumoasă. Și-a da. După domnițele alea. Iau... Mamă, cât anasul i-au făcut mai mare decât l-avea înainte. Da, să vezi cu o mască. Bă, dar chiar așa am zis că e, bă. Dar știi că nu lasă să joace cu masca asta. Nu? De noi ce... au aprobat masca. De ce că are gol să fie neagră, da. Bă, dar e el să direct. Să fie neagră masca. E el direct, ia uite-l. Deci e 1-1, ești nebun. E 1-1, deci n-ai da, ce. Da, e mișto să-și facă așa, dar n-are voie. Explică și mie asta. Ce dracu? What? Explică și mie asta, eu m-am uitat și pe 05 și tot nu-l văd pe la mâncațești. Dar nu se vede nimic. Absolut nimic nu se vede. Dar și ăla a tras în el, da, vezi? Da, exact, și ăla a tras în el. Asta uite, se... hit-ul acolo. Da, asta mi se pare nu dubios. Știu. Bă, îți dai seama să... Bă, ce te-am trimis TikTok-ul ăsta? Dar cui trebuia să-l trimiți? La vreo cagică te pomenește? Să facă și mie dansul ăsta. Nu mă mai uit. Dau mai departe. Pentru YouTube. Eu am canalul meu. Și ce faci? Doa Pintu. Ce?
Doa Pintu, what the fuck? Pintu. Da. Nu, mai rând. Da. E ok? Păi vă întreb, e ok? Păi eu cred că... Dar ce folosesc când filmați? Nu vreau să fac un despre cartierul Păcureț, că zice lumea că e periculos, că nu știu ce. Și acum ni filmești și ni bagi? Nu, no, dacă nu vrei, nu te bag. Nu. Vrei? Pune. Da? Da? Filmașul casele tot, dar da? Nu vadă oamenii. Da? Dacă vreți, veniți cu mine. Hai! Hai, cu mine. Hai! Hai! Avem și câini, uite, filmați casele, uite. Dar mie-mi plăcut că și că... Aveți acordul nostru? Păi acum să-l cer, vrei? Da! Da! Aoleu, Doamne! Ma! Mi se pare că cântă și bunica. N-o cred. Oh, cum îi place. Eu așa o simt. Nu știu dacă îi place, dar cred că e ceva... Bă, dar ce ai eu, nu, Hiki? Cred că are aparat auditiv, cred că e ceva gen... Ce e pizda, mă, seara nepoată mea asta? Fie rar, muma ei să fie cu cine a învățat-o. Eu am învățat-o la țigări și la bărbați și ascultă pizdos în Beto. Ce dracu. Ce-i mai bun, prieten? Ce-i mai bun, prieten? Uite-te la ei! Tu te bădeșitesc cu TikTok-urile tale. Uite-te la ei, mă, ce frumoasă! Minusaura! Ce minusaura, mă, uite-te la ei! Ce drăguț sunt, mă! Cam am zis să fiu cu acest episod, oameni, dacă v-au cutat păcat, apăsați și voi butonașul ăla nebun de like și mulțumim pentru atenția acordată, vacanță plăcută, ne vedem la episodul viitoare. Pa!